Alexi, s-a încheiat un sezon 2021-2022 pentru Farul, unul foarte bun în care formația noastră a reușit prezența în play-off, obiectivul fiind îndeplinit. Da, un sezon foarte bun, rezultate bune, atât și acasă cât și în deplasare, ne-am îndeplinit obiectivul, am ajuns în play-off și cred că am făcut o figură foarte frumoasă. Ai avut multe prezențe în actualul sezon, ai fost mulțumit de evoluția ta? Da, evoluțiile mele au fost bune, eu sunt mulțumit, normal că se poate și mai bine, așa este mereu și sper ca pe viitor să am mai multe reușite. Cât de mult reprezintă pentru Farul această prezență în play-off la primul an după unire? Da, era foarte important să fim în play-off. Noi ne-am propus asta din cantonamentul din vară. Pentru primul an eu zic că este un rezultat foarte bun. Cum s-a simțit coeziunea dintre jucătorii tineri și cei experimentați? Da, aici suntem foarte mulți jucători în academie, ne înțelegem foarte bine și cei mari ne primesc foarte bine și avem o echipă foarte frumoasă. În actualul sezon, numeroase pase decisive pentru tine? Da, am reușit câteva pase decisive, sper să am cât mai multe reușite pe viitor. Cum vezi tu acum sezonul viitor pentru Farul, unul la fel de important? Va fi un sezon greu, sigur, echipele se întâlnesc de la an la an și eu sper să reușim să ajungem în play-off și să ne clasăm cât mai sus în clasament. Cum îți propui un sezon mult mai bun decât cel precedent? Normal, așa trebuie să fac în fiecare an, să-mi propun un sezon mai bun, cu mult mai multe rezultate foarte bune. Vrei să marchezi și cât mai multe goluri? Normal, sper după primul gol să încep să marchez mult mai des. Mult succes, evoluții cât mai bune și Farul să fie acolo sus în topul ligii întâi. Mulțumim și așa să fie.